Accentuarea epidemiei de coronavirus COVID-19 a creat deja probleme semnificative în economia românească, de la transporturi la industria de evenimente, turism și Horeca. Potrivit analiștilor, fără măsuri eficiente de reorganizare a business-urilor, multe dintre companiile din România riscă să se confrunte cu probleme financiare majore, ce pot duce la insolvențe și faliment. Economia românească este mai fragilă ca oricând în fața efectelor coronavirusului. Cum peste 90% dintre companii se află în zona IMM-urilor și nu dispun de resurse financiare pe termen mediu și lung, măsurile de restricție impuse de autorități pentru a combate epidemia sunt de natură să le creeze dificultăți semnificative, mai ales în asigurarea cash flow-ului necesar derulării afacerii. De la firmele de transporturi la companiile care organizează evenimente și hoteluri, zeci de mii de firme riscă în următoarea perioadă să intre în blocaj financiar.